În condițiile în care nu sunt 26 de voturi în Consiliul Municipal, nu poate fi desemnat nimeni în calitate de secretar interimar de ședință. Asta 1. 2. Un viceprimar al municipiului în niciun caz nu poate fi secretar de ședință, pentru că nu este funcționar public. Ceea ce se întâmplă aici și acum în această sală este ilegal și este lovit de nulitate absolută. Popurial pe care ei îl urmăresc este, pe de o parte, blocarea activității Consiliului Municipal, continuarea haosului și ca urmare organizarea legilor anticipate și supunerea unor noi cheltuieli enorme bugetului municipal. La slov, am înțeles. Domn primar, v-aș propune să mai stați puțin, o să fie câteva lucruri interesante, importante pentru activitate. Dacă cuiva nu-i place rezultatele din 5 iunie alegerilor în Consiliul Municipal și a încercat să vină cu diferite provocări și nu le-a reușit în bază legală, vin acum în continuare. De aceea eu o să rog, în primul rând, pentru echipa noastră, ceea ce spun alții, nu decât să o demonstreze în judecată dacă au dreptate. Noi considerăm că procedăm astăzi conform legii. Nu avem dreptul să ne implicăm în lucrările ședinților, doar decât la solicitarea președintelui. În cazul dat nu am fost solicitat să ne expunem asupra procedurii, dar s-a constatat că ședința de astăzi a fost petrecută cu mai multe grave abateri de la regulament, de la legea administrației publice locale și în consecință vom solicita anularea întregii ședințe de astăzi.